Dar indică și faptul că sectorul bancar, mă gândesc, nu-și îndeplinește întreaga funcție de intermediere financiară. Foarte multe lume în acest video spuneau că nu au credere în bănci, nu folosesc alte produse bancare decât poate o carte de debită. Suntem într-adevăr un sistem bancar rudimentar. Partea creditelor pentru persoane fizice este doar 10% din toate creditele. Deci vă dați seama, când vorbeam despre acei bani de subsaltere, nu era pentru a confisca, ci pentru ca sistemul bancar să funcționeze în realitate, într-o capacitate de a apăra depunerilor oamenilor, ca ei să nu se demonetizeze din cauza inflației și să transmită agenților economici care au nevoie. Și multe persoane, mulți mici antreprenori au mari probleme de acest credit.